Bun regăsit, dragi iubitori de plante, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carli Marian și în episodul de astăzi vom vorbi despre o metodă destul de ieftină, la îndemână pentru toată lumea, de înmulțire a mușcatei, și anume înmulțirea mușcatei prin semințe. Ei bine, cu siguranță nu știu dacă te-ai gândit, dar și mușcata poate fi înmulțită prin semințe și destul de ușor. Dar hai să aflăm mai multe amănunte în doar câteva secunde. Ei bine, pentru însămânțare am aici niște alveole pe bază de fibră de nucă de cocos, dar evident poți folosi și ghivecele de mici dimensiuni pentru însămânțare. Așadar, semințele la mușcată sunt relativ măricele, așadar nu este foarte greu să faci însămânțarea. Eu pun câte o sămânță în fiecare alveolă, peste care pun un strat destul de fin de pământ. Eu tot așa aici am un măciniș și tot din fibra de nucă de cocos, pentru că absorbe bine apa și e foarte bună pentru germina, dar de asemenea poți folosi și pământ special pentru mușcate. Însă, ulterior, după ce le-am repicat, le-am pus în pământ mai fertil, pământ special pentru mușcate. După ce le-am însămânțat, am acoperit cu un strat fin de pământ, le pulverizez, pentru că este foarte important, ușor, ca să nu zboare substratul. Pulverizăm destul de bine, astfel încât să se umecteze foarte bine sămânța și să avem o germinație cât se poate de rapidă. Ok. Germinarea trebuie să se desfășoare la lumină. E foarte important ca ghivecele cu semințe să le punem într-un loc luminos, temperatura să fie undeva peste 22 de grade Celsius. Eu am aici și un fel de microseră. Le voi introduce aici. E foarte important, dacă nu ai o microseră, într-o pungă de plastic le acoperi, astfel încât să aibă umiditatea atmosferică mai ridicată. Și, așa cum ziceam, dacă au și temperatura optimă de 22 de grade, e bine să nu fie nici temperatura prea ridicată, că nici acest lucru nu face bine, și să fie amplasamentul luminos. Și dacă ai și umiditatea atmosferică, fie cu o microseră, fie cu punga de plastic, undeva la circa o săptămână au germinat. Îți voi arăta într-un filmuleț cum au germinat. Și vreau să spun că după circa două săptămâni s-au format deja și primele frunze adevărate. Prima oară apar frunzele cotile donare, frunzele simple, care nu sunt specifice mușcatei, însă ulterior s-au format și frunzele adevărate. În momentul în care a făcut prima pereche de frunze adevărate, le-am și repicat în ghivece un pic mai mari și ulterior le-am mutat în ghivece de lut. Deja a și ramificat foarte bine, este o specie de mușcată curgătoare. Și uite așa am ajuns să obțin mușcatele din semințe. Ce este important? După germinare, să tratezi plântuțele cu Previcur. Previcur este un fungicid care va preveni acea cădere, înnegrire a tulpinei răsadului, a plântuței mici. Și de cele mai multe ori acest lucru apare și nu se finalizează ceea ce ne dorim. Așadar, este foarte important să facem un tratament cu Previcur care ne va asigura că plântuțele nu se vor înnegri la bază și nu vor cădea. Cam acestea sunt cele mai importante informații de care ai nevoie, astfel încât ca germinarea să se desfășoare ok. Evident, este extrem de important ca în toată această perioadă planta să beneficieze de amplasamente cât mai luminoase. Evident, în momentul în care am început să facem repicarea la un ghiveci mai mare, este de asemenea imperios necesar să începem și o fertilizare cu un îngrășământ specific plantelor cu flori sau respectiv mușcatei.
Pe piață cu siguranță veți găsi fertilizanți care sunt specifici mușcatelor. Dacă nu găsiți, orice îngrășământ care este specific plantelor cu flori este bun și pentru răsadul nostru de mușcat, astfel încât să crească armonios, să crească cât mai compact și să formeze în final cât mai multe flori. Așa cum îți ziceam, în circa 2 luni jumate, 3 luni, încep să apară și primele flori. De asemenea, dacă vrei o undesire a mușcatei, poți începe ca în momentul în care are 3-5 noduri să faci și prima ciupire, astfel încât să stimulezi ramificarea, dar trebuie să fii cu băgare de seamă că acest lucru va întârzia înflorirea. Cam acestea sunt informațiile pe care vreau să ți le ofer și să știi că există și această metodă să mulțești mușcata prin semințe. Mușcatele obținute sunt mult mai rezistente la boli, la dăunători, sunt mult mai viguroase, dar ai și satisfacția lucrului pe care tu l-ai obținut. Ai pus semințe și ai obținut mușcatele de care te bucuri pe tot parcursul verii și, evident, an de an. Eu îți mulțumesc pentru vizionare, sper că te-am făcut curios să te duci să-ți cumperi semințe de mușcate și să-ți obții propriile mușcate la ghiveș, care să te bucure cu flori cât mai mult timp. Până data viitoare, eu îți mulțumesc încă o dată pentru vizionare. Nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade din această minunată lume a florilor. Să ne revedem cu bine, la revedere!